Ok, profesorul vreau să spun că a rămas paralizat la figurat văzând toată chestiunea asta. Nu s-a așteptat ca niciun viciu de procedură să nu existe la țiganii ăștia. Că au venit și parcă l-au denunțat. E bun de plată, toașul profesor. Care... Așa se întâmpla însă și pe vremuri, la școală, la noi, de exemplu, când întârziai. Și profesorul făcea așa. Te caută cineva afară. Tu ce să faci? Ieșai. Evident, închideai ușa după tine și le spunea așa la clasă. Să faceți liniște, mă întorc în câteva secunde. Ieșea și ca în desenele animate s-auzea pe hol, închidea încet ușa, clasă s-a așternat liniștea ca să auzim ce se întâmplă pe hol, și acolo s-auzeau de la bătăi, de la trântit capul de ciment, de la sticla aia care se rostogolea, nu știu unde, apărea întotdeauna o sticlă, care se rostogolea așa lugubru pe coridorul ăla, o muzicuță, da, și cafteală de alea, da, sticla aia de lapte, într-adevăr, la care s-a abonat lumea atunci, bătaie zdravă, și la un moment nu se mai auzea nimic, ăla țipa în ungurește sau în românește de două ori, n-avea nicio importanță, poate că aici Cosmin Gușa ar fi fost mai atent la exact în ce limbă țipa de RBD-ul respectiv, profesorul deschidea dintr-o dată ușa, iară tăcere în clasă, spunea atât. A pățit-o. Se ducea la catedră, ușa se închidea, continua ora. Niciodată nimeni n-a protestat. Da? Nu se executau chestiunile astea pentru că școala era școală. Da?